Discursurile lui Hristos al zilelor de pe urmă. Diferențele dintre rostirea cuvintelor și doctrinelor și adevărul realitate. Fragmentul. Unii oameni nu au deloc discernământ. Ei urmează pe oricine îi conduce. Își însușesc un comportament bun atunci când îi ghidează oameni buni, un comportament rău atunci când îi conduc oameni răi. Învață de la cei pe care îi urmează. Când îi urmează pe non-credincioși, îi imită pe demoni. Când îi urmează pe cei care cred în Dumnezeu, învață să pară oarecum umani. Ei nu acordă atenție înțelegerii și practicării adevărului, ci doar îi urmează și îi imită orbește pe alții. Ascultă pe oricine le e pe plac. Poate o astfel de persoană să înțeleagă adevărul? Categoric nu. Oamenii care nu înțeleg adevărul nu vor avea niciodată o schimbare reală. Cunoașterea și doctrina, comportamentul uman, modul de a vorbi. Aceste lucruri exterioare pot fi învățate de la oameni. Cu toate acestea, adevărul și viața pot fi obținute doar din cuvintele și din lucrarea lui Dumnezeu, niciodată de la persoane celebre sau extraordinare. Cum ar trebui să mănânce și să bea credincioșii cuvintele lui Dumnezeu? Acest lucru este direct legat de întrebarea crucială dacă cineva poate sau nu să înțeleagă și să obțină adevărul. Trebuie să existe o cale corectă de a mânca și bea cuvintele lui Dumnezeu. În viața lor bisericească și atunci când își fac datoria, credincioșii trebuie să mănânce și să bea cuvintele lui Dumnezeu care vizează problemele din viața reală și să le rezolve. Aceasta este singura cale de a înțelege adevărul. Cu toate acestea, dacă înțeleg adevărul, dar nu îl practică, nu vor putea intra în adevărul realitate. Unii oameni sunt de calibru bun, dar nu iubesc adevărul. Deși sunt capabili să înțeleagă un pic din adevăr, ei nu îl practică. Pot astfel de oameni să intre în adevărul realitate? Înțelegerea adevărului nu este la fel de simplă ca înțelegerea doctrinelor. Pentru a înțelege adevărul, trebuie mai întâi să știi cum să mănânci și să bei din cuvintele lui Dumnezeu. De exemplu, ia mâncatul și băutul unui pasaj referitor la adevărul iubirii de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune: iubirea, cum este ea numită, se referă la un sentiment care este pură și fără cusur, în care îți folosești inima pentru a iubi, a simți și a fi grijuliu. În iubire nu există niciun fel de condiții, obstacole și distanțe. În iubire nu există nicio bănuială, nicio înșelăciune și nicio viclenie. În iubire nu există niciun comerț și nimic necurat. Acesta e modul în care Dumnezeu definește iubirea și acesta este adevărul. Dar pe cine ar trebui să iubești? Ar trebui să-ți iubești soțul, soția, frații și surorile din biserică? Nu. Când Dumnezeu vorbește despre dragoste, El nu vorbește despre dragoste pentru semenii tăi, ci despre dragostea omului pentru Dumnezeu. Dacă o persoană a ajuns să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu, observă, într-adevăr, că firea sa este dreaptă și sfântă.
și că dragostea lui Dumnezeu pentru om este cea mai adevărată și sinceră, atunci dragostea pe care o are acea persoană pentru Dumnezeu este de asemenea adevărată. Cum se practică iubirea față de Dumnezeu? Mai întâi de toate, oamenii trebuie să își ofere inima lui Dumnezeu. Apoi, inima lor îl poate iubi pe Dumnezeu. Dacă inima unei persoane vede cu adevărat cât de extraordinar de încântător este Dumnezeu, atunci nu va exista nicio bănuială, nicio distanță între ea și Dumnezeu, iar inima ei, iubitoare de Dumnezeu, va fi pură și fără cusur. Fără cusur înseamnă să nu ai dorințe extravagante și să nu ai pretenții neobișnuite de la Dumnezeu, să nu îi pui condiții și să nu găsești scuze. Înseamnă că El este pe primul loc în inima ta. Înseamnă că doar cuvintele Lui îți ocupă inima. Aceasta este un sentiment pur și fără cusur. Acest tip de sentiment denotă faptul că Dumnezeu ocupă un anumit loc în inima ta și că te gândești mereu la El și că ți-e dor de El, amintindu-ți de El în fiecare clipă. A iubi înseamnă a-ți folosi inima pentru a iubi. A-ți folosi inima pentru a iubi constă în a fi atent, grijuliu și plin de dor. Pentru a reuși să îl iubești pe Dumnezeu cu inima, trebuie mai întâi să cauți să îl cunoști, să îi cunoști firea și frumusețea. Dacă nu îl cunoști deloc pe Dumnezeu, nu vei putea să-L iubești chiar dacă îți dorești. În momentul de față, sunteți cu toții dispuși să tindeți spre adevăr și să căutați să îl obțineți. Deși nu îl cunoști în mod real pe Dumnezeu, ar trebui să-ți folosești inima pentru a tânji după El, a te apropia, a-i te supune, a-L respecta, a-i împărtăși ceea ce te preocupă și a-i spune dificultățile din inima ta. Dacă nu înțelegi adevărul, caută-L pe Dumnezeu. Privește-L și bazează-te pe El atunci când nu poți gestiona ceva de unul singur. Când te rogi lui Dumnezeu în acest fel, Duhul Sfânt te va lumina și călăuzi. Nu te lăsa cuprins de gândul: ce trebuie să fac pentru Dumnezeu? Ce lucruri importante trebuie să fac? Acestea sunt doar cuvinte goale și nu sunt deloc practice. Este practic doar dacă te implici să-L iubești pe Dumnezeu și îl mulțumești în treburi și îndatoriri mărunte pe care ești capabil să le îndeplinești. Deși nu spui cu voce tare cum și cât îl iubești pe Dumnezeu, îl ai în inima ta, iar ea este dispusă să-L mulțumească. Indiferent de dificultățile pe care le ai, atât timp cât inima ta este dispusă să-L mulțumească pe Dumnezeu, ești capabil să faci unele lucruri în privința asta și poți suporta unele greutăți pentru a-L mulțumi, atunci îl iubești cu adevărat. Dacă vei înțelege o parte din adevăr și vei gestiona toate problemele după anumite principii, atunci vei putea simți dragostea lui Dumnezeu și că tot ceea ce spune El este adevărul, este realitate și îi ajută pe oameni în orice moment. Vei simți că nimeni nu se poate îndepărta de cuvintele sale și că inima oamenilor nu poate fi fără Dumnezeu. Vei avea sentimentul că fără El nu există viață, că dacă L-ai părăsi cu adevărat, pur și simplu nu ai putea trăi, ceea ce ar fi cumplit. Când simți toate acestea,
înseamnă că ai iubire, că îl ai pe Dumnezeu în inima ta. Folosește-ți inima pentru a iubi, pentru a simți și pentru a fi grijuliu. Acest lucru implică multe aspecte. Este adevărata iubire pe care Dumnezeu o cere omului. Cu alte cuvinte, trebuie să îl iubești și să te gândești la el cu inima și să-l ai mereu în minte. Acest lucru nu înseamnă doar a da glas cuvintelor și nici a exprima ceva în fața altora, ci, în primul rând, înseamnă să faci lucrurile cu inima și să lași inima să-ți conducă viața și toate acțiunile, fără nicio motivație, denaturare sau bănuială. O astfel de inimă este mult mai pură. Dacă poți înțelege adevărul, este ușor să te supui lui Dumnezeu. Ce gândește o persoană care îl bănuiește mereu pe Dumnezeu? Este corect ca Dumnezeu să facă acest lucru? De ce spune Dumnezeu așa ceva? Dacă nu există un motiv pentru care Dumnezeu spune asta, nu mă voi supune lui. Dacă nu este drept ca Dumnezeu să facă acest lucru, nu mă voi supune. Voi renunța pentru moment. A nu avea bănuieli înseamnă să recunoști că orice spune și face Dumnezeu este corect, că nu există bine sau rău cu el și că omul trebuie să îi se supună, să fie atent cu el, să-l mulțumească și să participe la gândurile și preocupările sale. Indiferent dacă tot ceea ce face Dumnezeu ți se pare sau nu semnificativ, dacă este sau nu în acord cu noțiunile și închipuirile omului, și indiferent dacă este sau nu conform cu doctrinele acestuia, trebuie să te supui și să abordezi întotdeauna aceste lucruri cu o inimă temătoare de Dumnezeu și supusă lui. O astfel de practică este în conformitate cu adevărul. Este manifestarea și practica iubirii. Prin urmare, dacă vrei să dobândești înțelegerea adevărului, este esențial să știi să mănânci și să bei cuvintele lui Dumnezeu. Dacă citești prea puțin cuvintele lui Dumnezeu, nu le citești cu seriozitate și nu meditezi la ele cu inima, atunci nu vei putea înțelege adevărul. Tot ce vei putea înțelege este puțină doctrină și, prin urmare, îți va fi foarte greu să înțelegi intențiile și scopurile lui Dumnezeu din cuvintele sale. Dacă nu înțelegi ceea ce caută să realizeze și să desăvârșească în om cuvintele lui Dumnezeu, atunci asta dovedește că încă nu înțelegi adevărul. De ce spune Dumnezeu ceea ce spune? De ce vorbește pe acel ton? De ce este El atât de serios și sincer la fiecare cuvânt pe care îl rostește? De ce alege anumite cuvinte? Știi? Dacă nu ești sigur, înseamnă că nu înțelegi intențiile lui Dumnezeu sau scopurile sale. Dacă nu înțelegi contextul din spatele cuvintelor lui, atunci cum poți înțelege sau practica adevărul? Ca să dobândești adevărul, trebuie mai întâi să înțelegi ce vrea să spună Dumnezeu prin fiecare cuvânt pe care îl rostește. Și după ce pricepi aceste cuvinte, să le pui în practică, făcând cuvintele lui Dumnezeu să fie trăite în tine și să devină realitatea ta. Făcând astfel, vei pătrunde în adevărul realitate. Doar când ai o înțelegere deplină a cuvântului lui Dumnezeu, poți înțelege realmente adevărul. După ce abia ai ajuns să înțelegi câteva cuvinte și doctrine, crezi că înțelegi adevărul și ai realitatea.
Aceasta înseamnă să te amăgești singur. Nici măcar nu înțelegi de ce Dumnezeu le cere oamenilor să practice adevărul. Aceasta dovedește că nu înțelegi intențiile lui Dumnezeu și că tot nu înțelegi adevărul. De fapt, Dumnezeu emite aceste cerințe la adresa oamenilor ca să-i purifice și să-i mântuiască, astfel încât oamenii să-și poată înlătura firile corupte și să devină cei care îi se supun și îl cunosc pe Dumnezeu. Acesta este scopul pe care Dumnezeu vrea să-l atingă, cerându-le oamenilor să practice adevărul. Dumnezeu exprimă adevărul pentru oamenii care iubesc adevărul, însetează după adevăr și îl caută. Cât despre cei care se preocupă de cuvinte și doctrine și cărora le place să țină discursuri lungi și pompoase, aceia nu vor câștiga niciodată adevărul. Ei se amăgesc singuri. Perspectiva lor asupra adevărului și a cuvintelor lui Dumnezeu este greșită. Își sucesc gâturile ca să citească ceea ce este corect. Perspectiva lor este complet greșită. Unii oameni preferă să studieze cuvintele lui Dumnezeu. Studiază mereu felul în care vorbesc cuvintele lui Dumnezeu despre destinație sau despre cum să fim binecuvântați. Îi interesează cel mai mult aceste genuri de cuvinte. În cazul în care cuvintele lui Dumnezeu nu se vor conforma noțiunilor lor și nu le vor satisface dorința de binecuvântări, ei vor deveni negativi, nu vor mai urmări adevărul și nu vor vrea să se sacrifice pentru Dumnezeu. Asta arată că nu îi interesează adevărul. Drept urmare, nu sunt serioși în privința adevărului. Sunt capabili doar să accepte adevărul care se conformează noțiunilor și închipuirilor proprii. Deși astfel de oameni sunt zeloși în credința lor în Dumnezeu și încearcă în toate felurile să facă niște fapte bune și să aibă o imagine bună, fac acest lucru doar ca să aibă o destinație bună în viitor. În ciuda faptului că se implică și în viața bisericii, mâncând și bând cuvintele lui Dumnezeu, ei nu vor practica adevărul, nici nu-l vor obține. Există unii oameni care mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu, dar care fac totul doar superficial. Ei cred că au obținut adevărul doar pentru că au ajuns să înțeleagă câteva cuvinte și doctrine. Ce nesăbuiți sunt! Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Totuși, cineva nu va înțelege și dobândi neapărat adevărul după ce citește cuvintele lui Dumnezeu. Dacă nu reușești să obții adevărul mâncând și bând cuvintele lui Dumnezeu, atunci ceea ce obții vor fi cuvinte și doctrine. Dacă nu știi cum să practici adevărul sau cum să te porți conform principiilor, atunci rămâi fără adevărul realitate. Poate că citești des cuvintele lui Dumnezeu, dar după aceea nu reușești să înțelegi intențiile lui Dumnezeu și obții doar câteva cuvinte și doctrine. Cum să mănânci și să bei cuvintele lui Dumnezeu astfel încât să înțelegi adevărul? În primul rând, ar trebui să-ți dai seama că al lui Dumnezeu cuvânt nu este atât de direct. Cuvântul lui Dumnezeu este extrem de profund. Chiar și o propoziție din cuvintele lui Dumnezeu necesită o experiență de o viață. Fără mai mulți ani de experiență, cum ai putea înțelege cuvântul lui Dumnezeu?
Dacă, atunci când citești cuvintele lui Dumnezeu, nu înțelegi intențiile lui și nu înțelegi scopurile cuvintelor sale, originea lor, efectul pe care vor să îl obțină sau ceea ce caută să realizeze, atunci înseamnă asta că înțelegi adevărul? Poate că ai citit cuvintele lui Dumnezeu de multe ori și probabil ești în stare să reciți multe pasaje pe de rost, dar nu poți practica adevărul și nu te-ai schimbat deloc. Iar relația ta cu Dumnezeu este la fel de distantă și înstrăinată ca întotdeauna. Când întâlnești ceva care este în contradicție cu noțiunile tale, rămâi îndoielnic față de el și nu-l înțelegi. Dar vii cu argumente și nutrești noțiuni și neînțelegeri despre el, împotrivindu-te și chiar hulindu-l. Ce fel de fire este aceasta? Această fire este cea de a fi arogant, de a fi scârbit de adevăr. Cum pot oamenii care sunt atât de aroganți și atât de scârbiți de adevăr să-l accepte sau să-l practice? Astfel de oameni nu vor fi absolut niciodată capabili să dobândească adevărul sau să-l câștige pe Dumnezeu. Deși toți au un exemplar din Cuvântul se arată în trup și citesc din cuvintele lui Dumnezeu în fiecare zi și își iau notițe când ascultă părtășia despre adevăr, efectul pe care îl are asupra fiecăruia este diferit. Unii oameni se concentrează pe acumularea de cunoștințe și doctrine. Alții caută constant și se preocupă de ce comportament bun ar trebui să afișeze oamenii. Unii sunt dispuși să citească cuvinte profunde care dezvăluie taine. Alții sunt preocupați mai mult de cuvintele despre destinația viitoare. Unora le place să studieze decretele administrative din epoca împărăției și să studieze firea lui Dumnezeu. Unii sunt dornici să citească cuvinte de mângâiere și îndemnuri de la Dumnezeu către oameni. Unii vor să citească profeții, cuvinte de făgăduință și binecuvântări ale lui Dumnezeu. Alții să citească cuvintele pe care Duhul Sfânt le adresează tuturor bisericilor și fiecare dorește să fie fiul lui. Pot ei să dobândească adevărul citind cuvintele lui Dumnezeu în acest fel? Sunt aceștia oameni care urmăresc adevărul? Pot fi ei mântuiți dacă acesta este felul în care cred în Dumnezeu? Trebuie să vedeți aceste lucruri în mod clar. În prezent, există unii credincioși noi care spun: cuvintele de mângâiere ale lui Dumnezeu pentru om sunt minunate. El spune: Fiul meu, Fiul meu! Cine din această lume te-ar mângâia în acest fel? Ei cred că sunt fiii lui Dumnezeu și nu înțeleg cui adresează Dumnezeu aceste cuvinte. Sunt unii care încă nu înțeleg, deși cred în Dumnezeu de câțiva ani. Ei spun astfel de lucruri cu nerușinare și nu se simt stânjeniți sau jenați de ele. Oare înțeleg adevărul? Ei nu înțeleg intențiile lui Dumnezeu, dar îndrăznesc să-și asume poziția de fiu al lui. Ce înțeleg aceștia atunci când citesc cuvintele lui Dumnezeu? Le-au interpretat complet greșit. Când oamenii care nu iubesc adevărul citesc cuvintele lui Dumnezeu, nu le înțeleg. Atunci când ai părtășie despre adevăr cu ei, aceștia nu acordă importanță acceptării lui. În schimb, cei care iubesc adevărul sunt mișcați după ce au citit cuvintele lui Dumnezeu.
simt autoritatea și puterea din cuvintele lui Dumnezeu. Sunt capabili să cerceteze adevărata cale și să accepte adevărul. Astfel de oameni au speranța de a se întoarce la Dumnezeu și de a obține adevărul. Oamenii cărora le place să studieze cuvintele lui Dumnezeu se preocupă întotdeauna de modul în care El își schimbă forma, de momentul în care Dumnezeu va părăsi această lume și de ziua lui Dumnezeu. Ei nu sunt preocupați de propria lor viață. Oamenii se preocupă de chestiuni care fac parte din treburile lui Dumnezeu. Dacă pui mereu întrebări de acest fel, te amesteci în decretele administrative ale lui Dumnezeu și în planul său de gestionare. Acest lucru este nerațional și jignește firea lui Dumnezeu. Dacă ești foarte dornic să întrebi sau să știi și nu te poți abține, atunci roagă-te lui Dumnezeu și spune: Dumnezeule, aceste chestiuni au legătură cu planul tău de gestionare și sunt treaba ta. Nu mă voi amesteca în treburi care sunt mai presus de înțelegerea mea sau pe care nu ar trebui să le știu. Te rog să mă ferești să fac lucruri neraționale. Cum poate omul să înțeleagă treburile lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu nu a menționat sau nu a declarat anumite chestiuni legate de lucrările și de planul său de gestionare, înseamnă că nu dorește să le dezvăluie oamenilor. Tot ceea ce Dumnezeu vrea ca oamenii să știe se află în cuvintele sale, iar tot adevărul pe care ar trebui să-l înțelegi se află în cuvintele sale. Există atât de multe adevăruri pe care ar trebui să le înțelegi. Trebuie doar să cauți în cuvintele lui Dumnezeu. Dacă nu găsești ceva acolo, nu insista pentru un răspuns. Dacă Dumnezeu nu ți-a spus, atunci este inutil să continui să întrebi și să cercetezi. El ți-a spus tot ceea ce ar trebui să știi și nu îți va spune sau dezvălui ceea ce nu ar trebui să știi. În prezent, majoritatea credincioșilor nu au intrat încă pe calea cea bună. Nu știu cum să mediteze la cuvintele lui Dumnezeu atunci când le citesc, dar rămite să le practice sau să le experimenteze. Ba chiar sunt unii care nu-și fac datoria sau care nu se implică în sarcini potrivite. Este și mai dificil pentru astfel de credincioși să înțeleagă adevărul. Este nevoie de o experiență pe termen lung pentru a înțelege adevărul. Dacă nu citești cuvintele lui Dumnezeu în mod conștiincios, nu le practici sau nu le experimentezi, atunci cum vei înțelege adevărul sau cum vei pătrunde în realitate? Cum vei intra pe calea cea bună a credinței dacă nu te supui lucrării lui Dumnezeu? Și dacă nu intri pe calea cea bună a credinței, atunci cum vei fi mântuit? Credincioșii adevărați trebuie să fie lămuriți în privința acestor chestiuni.